Din nou în direct, procurorii au deschis un dosar penal în scandalul Cumpănașul după apariția înregistrărilor controversate cu acesta. Deocamdată se cercetează fapta de instigare la ură sau discriminare pentru filmulețele postate de Alexandru Cumpănașul, în care îi învață pe elev cum să bagiocorească profesorii. Astăzi au ieșit la iveală și o serie de conversații șocante între el și o elevă. Vreau să știi că te iubesc foarte mult. Și eu te iubesc foarte mult. Ești acolo, ești în inima mea și mi-e foarte greu fără tine și nu concep ca cineva să-ți facă așa ceva. Vreau să te mai am aproape. Am înțeles cât de mult însemn pentru tine. Și cât de mult te iubesc. Și eu te iubesc mult. Este conversația pe care Alexandru Cumpănașul ar fi avut-o cu o tânără de 14 ani. Mai mult, aceasta era hotărâtă să lipsească de la școală pentru a se întâlni cu el. Azi m-a sunat Alex și mi-a spus că vine în Suceava săptămâna viitoare special pentru mine. Trebuie să vedem cum facem să ne întâlnim. Facem o șustă să ne întâlnim vreo 2 ore. Să văd cum fac, că trebuie să mă întâlnesc cu el până în ora 3 și eu până la 2 am ore. O să trebuiască să văd cum fac să chiulesc de la 2 ore, să mergem undeva într-un loc foarte retras unde să stăm să discutăm, a spus minora într-un mesaj. O altă tânără susține că în urmă cu 2 ani, pe când era minoră, l-a întâlnit pe Cumpănașul la un eveniment organizat la liceul ei. Au făcut schimb de numere de telefon, iar bărbatul ar fi sunat-o chiar în acea seară și i-ar fi făcut propuneri indecente. Când fata i-a răspuns că nu e interesată de băieți, Cumpănașul i-ar fi sugerat să facă sex cu soția sa, iar el să privească. Împingea discuția în direcția asta, ca să-i spun dacă mie îmi place de el. I-am spus că mie nu-mi plac băieții. Și m-a întrebat, am rezolvarea la problema ta, nevastă-mea. Am realizat că acest om de peste 30 de ani se dă la o minoră. Sunt sigur că era conștient că sunt minoră, în primul rând pentru că a venit la mine la liceu și pentru că nu știu câți copii de clasă 11 major, că nu sunt foarte mulți major, dar sunt sigur că m-a întrebat. Când am vorbit în persoană, sunt sigur că m-a întrebat. Câte ani am și am zis am 17 ani. Totuși se pare că Alexandru Cumpănașul este acoperit de lege. Codul penal spune că săvârșirea unui act de natură sexuală împotriva unui minor, precum și determinarea acestuia să suporte ori să efectueze un astfel de act, se pedepsesc cu închisoarea doar în cazul în care copilul nu a împlinit vârsta de 13 ani. Regula se aplică și în cazul în care un adult propune o întâlnire asemenea celei pe care Cumpănașul ar fi avut-o programată cu una dintre minore. Astfel, cele două tinere de 14, respectiv 17 ani, nu au niciun fel de apărare în justiție.